Salutare și Bogdan și Bogdan pe canalul de electronică. În acest video voi explica de ce proiectăm această sursă. Am aici pe masă mai multe surse pentru amplificatoare. Aici este una. Aici este alta. Am aici placa pentru un alt tip de sursă. Asta este stricată. Am bubuit-o. E bine, de ce facem asta? În manuale de electronică, în reviste, se găsesc foarte multe, dar, sincer să fiu, nu am găsit încă una care să fie pe placul meu, da? Să îndeplinească cam toate funcțiile de care am nevoie. Da? Și aici, în acest video, am să vă explic câteva chestii. Da? Cel mai bine vă dau exemplu pe această sursă. Da? Sursa este publicat în revista franceză la amplificatorul de 200W care vă l-am prezentat. Simplă, clasică, 4 condensatori și o punte, da? Și un LED, da? Este ok, dar nu este perfectă, da? Pe punte ar trebui să mai punem ceva condensatori, da? Să îmbunătățim. Vă spun mai târziu ce o să îmbunătățim, da? De exemplu, dacă aș pune un condensator de dimensiune mai mare, de exemplu, dacă aș pune 10.000 de microfarad și vedeți, este mai mare, nu o să-mi încapă aici, o să lovească punte. Da? Și scopul meu este să fac o sursă cât mai universală. Da? Într-așa fel încât să se potrivească, de exemplu, și un condensator de ăsta aban și unul de ăsta mai subțire. Pinii, terminalele se potrivesc, da? Dar problema e dacă punem doi unul lângă celălalt, nu o să încapă, da? Nu o să fie treaba bună. Da? Și ăsta este primul scop, să o fac, să o proiectez într-așa fel încât să potrivească și condensatorul așa micuț și un pic mai gros sau așa. Da? De exemplu, aici sunt numai doi condensatori pe o ramură, da? 2 și 2. Sunt cazuri când avem nevoie de mai mulți, da? 3 sau 4 sau eu știu pe ramură, da? Bine, am să fac o versiune cu 3 pe ramură, adică 6 condensatori. Dar dacă credeți că aveți nevoie și de o versiune cu mai mulți condensatori, am să fac și o versiune cu mai mulți condensatori, da? O altă problemă des întâlnită este puntea redresoare, da? Mă uit aici în monitor pentru că văd exact ceea ce fac, da? Acum este mai bine. Deci, o altă problemă este puntea, da? Poate, pe puntea asta, eu știu, poate vreți să puneți un radiator. Ei bine, e destul de complicat aici. Puneți un radiator, da? Dacă dați o gaură în punte, o să vedeți că dați direct în... O să faceți un scurt aici. Deci, în fine, e greu să punem pasă un radiator, da? Cu toate că poate nu aveți nevoie de radiator, da? Sau poate aveți nevoie de o sursă în care nu aveți nevoie de redresor pe placă, da? De exemplu, în multe amplificatoare, puntea redresoare se pune direct pe carcasă, se prinde cu un șurub pe carcasa amplificatorului, da? Poate și asta ar fi o versiune, da? Deci, după cum am spus, sunt deschis, veniți cu argumente, cu idei noi, putem să facem două, trei versiuni, da? Cu puntea pe placă, cu puntea fără punte, redresoare pe placă și așa mai departe, da? O altă versiune aici este această sursă. Eu tot vă arăt invers, da? De exemplu, aici sunt două surse, de fapt sunt două plăci, cum ar veni, dar nu am tăiat placa, am lăsat-o așa. Deci avem tot așa, patru condensatori, patru într-o sursă, patru într-o sursă, două pe ramură, da? Bineînțeles, asta este un pic mai micuță, da? Aici am un 6800 de microfarad la 35V. E bine, asta este cât de cât super, da? Are punte redresoare cu diode Schottky. Pe condensator sunt separat așa. Pe fiecare diodă avem câte un condensator.
Așa, avem Borne, dar este destul de îngrămădită. Este, nu există plat. Îmi vine să folosesc cuvinte pe ceva. Nu există loc aici, da? De exemplu, vreau să pun un condensator de 63 V, ăsta e mai mare, tot 6800 de microfarad, ăsta e de 35 V, ăsta e la 63 V, dacă vreau să pun 2, 1 lângă celălalt, nu o să se potrivească, da? Iar nu e o soluție inteligentă, da? De aceea, încerc să dezvolt una cât de cât universală, da? Aproape universală, pentru că, bineînțeles, nu o să pot să îndeplinesc toate condițiile, da? O să vorbim mai târziu despre chestia asta. De exemplu, aici, pe aceste diode, bineînțeles, eu știu, poate, la un anumit proiect, trebuie să pui un radiator, să pui dioda pe un radiator. E bine, nu o să se potrivească. Nu o să funcționeze, pentru că nu ai loc. Da? Aici am o placă mai mare. Da? Sunt scoși condensatori afară. E bine, aici la fel. Avem rezistențe, avem tot ce avem nevoie pe ea, pe asta am bulit-o. I-am distrus cablajul la un scurt. De ce? Pentru că n-am avut siguranță, n-am folosit nicio protecție, am avut siguranță de protecție și am ținut un scurt până s-a distrus cablajul. Da? Am pur și simplu abubuit. Da? Deci, asta era aproape completă, n-am avut siguranță, da? Era aproape perfectă, da? Asta este aproape perfectă, dacă vreau să pun condensatori mai mari, mai groși, nu în cap. Există spațiu. Aici și asta este ok, dar lipsesc niște condensatori, bineînțeles. Putem să improvizăm, să-i lipim pe spate, da? Dar nu este profesional, nu? De aceea vreau să încerc să realizez una cât mai faină. Asta are siguranțe, nu are condensator. Da? De exemplu, iar o problemă întâlnită la sursele de alimentare, de exemplu, ar fi ideal când scot sursa din priză, da? Când o deconectez, să se descarce condensatorii foarte rapid. Asta nu descarcă condensatorii rapid și mai rămân câteva zile poate curent în ea. Ia să vedem. A, e descărcată, că am făcut deja un scurt când am luat-o. Da. Deci și asta e o chestie. Da? De aceea, după cum am spus, încercăm să facem una cât mai universală. Da? O altă chestie întâlnită. De exemplu, puntea de adresoare, da? Astins monitorul. Punțele de adresoare sunt în diferite capsule, da? În funcție de curent, de tensiune, sunt fel de fel. Sunt punți de genul. Sunt, vedeți cum arată pini? Nu cred că o să se vadă așa. Da, am să vă pun o poză. De exemplu, un alt gen de punte sau asta e o chestie importantă când proiectați, da? Să o faci într-așa fel încât să găsească componentele ușor, da? Să se potrivească mai multe componente pe ele. Un alt tip de punte. Poate aveți nevoie de o punte de genul, da? Poate vreți să faceți așa, da? De aceea trebuie să vedem la urmă. Eu acum am pregătit componentele așa în mare pentru sursă. Imediat după acest video voi realiza schema. Poate o să scoatem câteva componente afară. Poate este prea scumpă. Poate, eu știu, găsim o altă opțiune, o altă soluție. Da? De aceea ar fi fain să colaborați și voi. Da? Să facem ceva și șmecherie. Bun, de exemplu, asta e un alt gen de punte. Da? Un alt tip de capsulă. Da? Prima versiune am să o fac cu diode. Schottky. După aceea o să facem o versiune cu punte. O altă chestie interesantă. Putem să facem sursa pe un cablaj dublu placat. De exemplu, să spunem să iau punte. De exemplu, puntea de obicei în multe amplificatoare, punte de genul. Așa. Punte de genul se prinde
de carcasă, da? Așa se scutește un radiator, nu mai e nevoie să mai pui un radiator, ci pur și simplu o prins de carcasă, carcasă de metal, ține cont și de... are scop și ca radiator, de exemplu, da? De exemplu, putem să facem într-așa fel ca puntea să fie pe o parte a cablajului, așa, iar pe cealaltă parte să punem restul componentelor, da? Și așa putem să dăm o gaură prin placă și prin punte. Puntea are deja o gaură, da? Și să o prindem cu un șurub pe partea de dedesubt, da? Și asta ar fi o variantă, da? Am întâlnit chiar o variantă asemănătoare într-un amplificator profesional, da? Unde puntea era prinsă de dedesubt, iar restul componentelor de dedesubt, deasupra, da? Și asta ar fi o variantă, da? Acum puteți să, după cum am spus, să veniți cu sugestii, cu idei, să fiți creativi, da? Deci, scopul meu este să facem o placă cât de cât universală, să se potrivească mai multe feluri de, mai multe dimensiuni, componente de diferite dimensiuni, da? Va fi într-așa fel proiectată încât să o puteți folosi la multe genuri de amplificatoare. Poate la un amplificator aveți nevoie numai de, eu știu, de 2 condensatori de 6800, iar pe ceilalți le scoatem afară, sau avem nevoie de 4 sau de 6, da? O altă chestie importantă este conectivitatea, da? Cum o conectăm la transformator sau la amplificator, da? Și aici e o chestie interesantă. De exemplu, aici sunt chestii de astea cu șuruburi. Făgănfirele le prindem. Nici asta nu este o soluție chiar inteligentă, da? Chiar amplificatoare de putere unde avem tensiuni mai mari, e o soluție ok, dar în multe amplificatoare se folosesc acei pin cu papuci, da? Și putem să facem o chestie de genul ăsta cu papuci, nu de clemele astea, da? De exemplu, ce am putea să mai facem? De exemplu, asta e sursa, asta alimentează un amplificator, da? Sau două, da? Poate avem nevoie de un 12V pentru preamplificator sau pentru corectorul de ton, da? Putem să realizăm o soluție direct pe placă cu o diodă Zener sau cu un stabilizator, sau, eu știu, putem să facem aici încă o bornă undeva să luăm tensiunea, eu știu, punem o bornă undeva într-un colț să luăm tensiunea de după punte, da? Sau după un condensator, da? Și asta ar fi o opțiune, da? Și o tensiune să o ducem la un alt modul, stabilizatorul, știu, pentru de 12V sau 6 sau 8 pentru un V-metru sau pentru un corector de ton sau știu ce se mai poate introduce într-o stație de amplificat, da? Așa că veniți cu fiecare cu idei, da? Bun. În încheierea acestui video voi face încă o recapitulare legat de criteriile ce trebuie să le îndeplinească sursa noastră de alimentare pentru amplificatoare audio. Da? Iar, bineînțeles, și voi puteți să veniți pe mail sau în referatul care cine o să participe la concurs, în referat puteți să scrieți ideile voastre, sugestii și așa mai departe. Da? Deci, în primul rând, important este pentru mine ca această sursă să pe sursă să se potrivească componente de dimensiuni diferite, da? Și aici mă refer în special la condensatori electrolitici, da? Deoarece sunt condensatori care sunt mai groși, sunt care sunt mai subțiri și așa mai departe, da? Să o facem într-așa fel, am să o proiectez într-așa fel încât să se potrivească mai multe tipuri de condensatori, da? Deci ăsta ar fi un prim criteriu. Al doilea este conectivitatea, foarte importantă. Cum atașăm, cum conectăm sursa la transformator și la amplificator, da? La consumator. Da? Aici avem mai multe opțiuni. Putem folosi aceste tipuri de borne cu șuruburi, putem folosi pin sau putem lipi direct fire dacă vrem, sau mai sunt și alte soluții. Am să vă pun câteva poze. Sau acei pin cu papuci. Și așa mai departe, da? Și aici, bineînțeles, puteți să veniți și voi cu sugestii. Un al treilea criteriu este prețul și complexitatea, da? O sursă de
sursa de alimentare într-un amplificator audio este de obicei cea mai costisitoare, da? Acum, dacă vă gândiți la amplificatorul care l-am prezentat cu MOSFET, dacă cumperi toate piesele noi nouțe, tot fiecare piesă, să spunem, eu știu, ajungi pe la vreo 12, 13, 14 euro, dar fără placă, da? E bine, sursa este ceva mai scumpă, da? Condensatori electrolitici de la 63 de volți în sus sunt destul de costisitori, sunt de scumpi, bineînțeles dacă vă cumpărați de calitate, dacă e să vă cumpărați din China, e cu totul altceva, da? Nu mai spun, mai avem nevoie de transformator care este destul de scump, da? Și aici trebuie să găsim o soluție să fie cât de cât adecvată pentru buzunarul fiecăruia, da? De exemplu, eu am pregătit deja componentele, am pus și niște rezistențe de 5W, poate ați văzut video anterior, poate o să scoatem două afară, da? O să vedem la urmă la cât ar ajunge sursa, da? Și bineînțeles, poate scoatem câteva componente afară și o facem mai mică și cablajul va fi un pic mai mic și bineînțeles va fi mai ieftin de produs, da? Și aici trebuie să găsim o soluție bună, da? Un alt criteriu important este protecția, da? Aici, bineînțeles, am putea să facem o protecție inteligentă cu releu și așa mai departe, dar ar fi destul de costisitor, da, proiectul, da? Și acum însă aleg, cred, cea mai simplă protecție, am să pun siguranțe și pe intrare și pe ieșire. Bineînțeles, când vom discuta schema și așa mai departe, voi vă explica cum să vă calculați acele siguranțe în funcție de ce amplificator folosiți, da? Deci, un alt criteriu important este protecția. Trebuie să avem protecție. Și am ales să pun siguranță. Mai sunt și alte metode cu relee, cu un circuit de protecție special, dar este destul de complex și voi rămâne la versiunea clasică, da? Un alt criteriu, tensiuni suplimentare, da? De exemplu, în amplificatoare, avem mai multe ansamble conectate în stațiile de amplificare. De exemplu, putem avea un metru sau un preamplificator sau un corector de ton sau, eu știu, un receptor radio poate și așa mai departe. Da? Aceste subansamble au nevoie de obicei de tensiuni destul de mici, de 6V sau 12V sau 9. Da? Și aici este important să găsim o soluție cât de cât inteligentă. Aici se pot face, bineînțeles, sunt foarte multe opțiuni, da? De aceea zic să găsim o soluție cât de cât inteligentă și modernă, da? De exemplu, am putea să facem pur și simplu să punem o bornă în plus pe placă pentru a lua tensiunea de după punte și cu un cablu să o ducem de mai departe la un modul special, stabilizator pentru alt subansamblu, da? Sau putem să facem direct pe placă, da? Să facem direct pe placă încă o ieșire de 12V sau 6V, da? Totuși aș păstra poate numai varianta să mai pun o bornă în plus pentru a lua tensiunea de după punte, da? Și să o trimit mai departe la un alt redresor sau alt stabilizator, da? Poate asta cred că ar fi mai ideală, da? Pentru că aș păstra sursa să fie în special proiectată pentru amplificator, iar pentru alte subansamble este de ajuns să luăm numai, eu știu, să luăm tensiunea de după punte și să o trimitem mai departe la un alt mic stabilizator pentru al montaj. Da? Bineînțeles, și aici puteți să veniți cu sugestii. Un alt criteriu, descărcarea condensatorilor. În majoritatea surselor de alimentare folosim condensatori la tensiuni de la 63 de volți în sus. Aceștia rămân încărcați și după ce ați deconectat sursa. Și aici este un criteriu important, ar fi fain să se descarce condensatorii cât mai rapid, da? Bineînțeles, soluția o putem rezolva destul de simplu cu câteva rezistențe, dar bineînțeles vom vedea la urmă când o să discutăm despre schema, da? Eu am să fac schema standard, așa în mare, iar pe parcursul următoarelor tutoriale o să o îmbunătățim, da? Bun, aici mă opresc.
Vă mulțumesc. Imediat mă pun să proiectez schema. Bineînțeles, am să filmez și am și să vă arat. Și am să vorbesc și câteva lucruri despre schemă. Și bineînțeles, aștept de la voi referate sau idei sau mail-uri sau așa mai departe, da? Și sper să reușim să facem o sursă șmecheră, șmecheră, șmecheră. La revedere!